Aș vrea să vă spun câteva lucruri. N-am să vă țin o predică, pentru că nu știu predica. Eu una știu și aia caut să fac. Știu că mântuirea este personală și că numai Dumnezeu ne poate spune cum putem fi mântuiți. Și pe mine mă interesează lucrul acesta. Să fiu mântuit. Și pentru că mă interesează lucrul acesta, sigur că mă uit să văd ce spune Dumnezeu. Cum pot fi mântuit? Dacă pot fi sigur de mântuirea mea, da? Și cum mă pot verifica? Am citit textul acesta și dar înainte aș vrea să vă spun încă un lucru, pentru că fratele Liviu a citit textul acesta din 2 Timotei, capitolul 4. Acolo Pavel îi spunea lui Timotei, mustrească, ca să fie sănătos în credință, dacă ne uităm, de-aia vine mustrarea. Și într-o seară, la o oră de rugăciune, a fost circa 50 de persoane, așa, eu am arătat care e păcatul care se vede în biserică. Păcate, nu păcate. Păcate, păcate. Și după ce am arătat păcatele acestea, a spus, uitați-vă la voi. Aveți vreun păcat din acesta? Părinte, n-ai zis, Domnul, mărturisiți-l, Domn. Uite, așa e. Ca Domnul să ne ierte. Dacă nu, mulțumesc-i Domnului că trăiți în sfințenia cerută de el. Ce credeți că s-a întâmplat? Nu s-a rugat nimeni. Nici nu le mulțumim Domnului, dar nici nu s-o pocăi. Ce credeți? E lucru bun? Rău. Foarte rău. Dumnezeu spune că dacă ne mărturisim păcatul, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatul. Numai că trebuie să ne și lăsăm de păcat. Trebuie să ne lăsăm. Dar dacă nu ne cercetăm pe noi înșine și nu ne uităm la starea noastră, nu știu cum vom sta înaintea Domnului, mai ales că ne lăudăm, că cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, nu? Dumnezeu spune, tu care predici, tu nu te înveți, tu nu te înveți. Uite-te la tine ce faci. Și din pricina ta este hulit numele lui Dumnezeu. Păi cum să ajungi în împărăția lui Dumnezeu dacă din pricina ta este hulit numele lui Dumnezeu? Nu se poate. Dumnezeu vrea ca să-și proslăvească numele prin noi. Prin noi. Fratele a amintit de Daniel și aș aminti și de cei trei tineri aruncați în cuptorul de foc. Cum și-a proslăvit Dumnezeu numele prin el? Nebucanețar, nebunul acesta. Păgân. O trebuie să recunoască că Dumnezeu e Dumnezeul Sfinților și că nu este alt Dumnezeu care să poată să-i izbăvească. Oameni, ca și Dumnezeu acesta. Și în cele din urmă, după a treia experiență, vine Nebucadnețar și spune, Dumnezeu e suveran. Face tot ce vrea în cer și pe pământ și că oamenii sunt o fel de nimic înaintea lui Dumnezeu. Și împărățiile acestea sunt al lui Dumnezeu. El le dă la cine vrea. Le dă la un împărat, îl ia de la el, le dă la altul. Dumnezeu e suveran. Uite un păgân cum ajunge să-l proslăvească pe Dumnezeu din cauza unui om. Unui om credincios. Cei patru tineri l-au cunoscut pe Dumnezeu. L-au cunoscut pe Dumnezeu. Întrebarea mea este pentru noi, oare îl cunoaștem pe Dumnezeu? Și o să vedem astăzi din cuvântul său. Dacă ne uităm în textul pe care l-am citit, aici e un verset care spune așa, și prin, așa, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Dacă v-aș întreba, credeți? Poate că ar spune frate Sucio, n-are rost întrebarea, că doar de aia suntem aici. Credem. Da? Dar dacă îi întreba special azi de pe stradă, ce zic? Toți cred. Sau cel puțin toți spun că ei sunt credincioși și cred. Acum noi trebuie să ne uităm bine în text.
De ce eu vă spun, eu cercetez textul pentru mine și nu trec ușor, nu trec ușor peste text. Aici spune cuvântul așa, versetul 12, cine are pe Fiul, are viața. Deci a crede înseamnă a-L avea pe Domnul Iisus ca Domn în viața ta. Păi dacă El este Domnul meu, eu sunt robul Lui, trebuie să ascult de El. De aceea Dumnezeu spune că mărturia Lui e mai mare decât orice mărturie. Și mărturia Lui este că cine crede în Domnul Iisus, Hristos are viața veșnică. Dar El spune că mărturia aceasta este în El, în om, adică Hristos în noi. Apostolul Pavel le spune celor din Coloseni, zice, vă spun o taină mare, o taină mare, care e ascunsă de-a lungul veacurilor. Înseamnă că pentru unii e ascunsă pentru veci de veci, dar zice, e descoperit acum a Sfinților. Și anume, care e taina? Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu se vede Hristos în tine? Nici o nădejde că voi ajunge vreodată la slavă, nu? Apostolul Pavel are o discuție cu cei din Corinți de acolo și în a doua epistole le scrie pe voi și vă încercați să vedeți dacă sunteți în credință. Puneți-vă la probă. Și îl spune, dacă nu se vede Hristos în voi, sunteți lepădați. Și acum eu trebuie să mă verific cât de mult se vede Hristos în mine. Că altfel viu degeaba la biserică. Și poate nu chiar degeaba. Și de ce? Pentru că Dumnezeu spune că cel ce știe și nu împlinește, va fi pedepsit mai rău. Mai rău. Dumnezeu zice, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ce s-a dus? Acolo ce o comoară. Dar o comoară de mânie. Comoră de mânia lui Dumnezeu. Este un lucru teribil. Teribil. Dar acum, trebuie să trecem și prin alte texte să vedem cum e cu mântuirea aceasta. Putem fi siguri. Dumnezeu ne spune, cine crede, are viață veșnică. Domnul Iisus a spus adevărat, adevărat vă spun. Cine crede în mine, are viață veșnică. Dar eu nu trebuie să mă duc cu credința. Eu trebuie să fiu sigur de credința mea. Cred sau nu cred. Așa. Dacă ne ducem în 2 Petru la capitolul 1. Iată ce spune aici Petru. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci se adresează celor ce au căpătat o credință de același preț. Asta înseamnă că credința se primește. Și în Efeseni, la capitolul 2, spune, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. O credință pe care Iuda o numește o credință prea sfântă. Pentru că vine de la cel prea sfânt. Oare am eu această credință? Trebuie să vedem cum e și cu credința aceasta. Dacă ne ducem în 2 Corinteni, la capitolul 4, iată ce spune Apostolul Pavel aici. Versetul 13. Însă, fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris. Am crezut, de aceea am vorbit și noi credem, de aceea vorbim. O credință potrivit cu ceea ce este scris. Nu acum, trebuie să ne uităm mereu în Scriptură. Asta scrie. Asta trăiesc sau nu? Păi dacă nu trăiesc, credința mea nu este potrivit cu ceea ce este scris. Acum eu trebuie să-mi verific credința. Credința mea trebuie să fie o credință potrivit cu ceea ce este scris. Pentru că Domnul Iisus a spus, o iotă nu va trece ca să nu se împlinească din cuvântul scris. Și dacă vedem de ce nu va trece o iotă, dacă ne ducem în Ieremia la capitolul 1, acolo Dumnezeu îl întreabă pe Ieremia, Ieremia ce vezi? Te văd un veghetor. Ce bine ai văzut. Că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Păi e clar, dacă Dumnezeu veghează, se va împlini fiecare cuvânt. Acum eu trebuie să-l cred pe Dumnezeu? Dumnezeu e un Dumnezeu sfânt. Și am găsit că El nu se schimbă, ba nici umbră
de schimbare, nu este în el. Toate promisiunile lui sunt da în Hristos. Spune Pavel, de aceea amenul nostru este spre slava lui Dumnezeu. Acum, Pavel, Petru vine și spune aici, se adresează celor ce au primit o credință de același preț. Un duc de credință potrivit cu ceea ce este scris. Ce harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Vrem har, vrem binecuvântare, vrem pace sufletească. Și Pavel spune, astea pot fi înmulțite. Înmulțite. Cum? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să-L cunoaștem. Dacă ne uităm în 1 Ioan la capitolul 17, acolo e rugăciunea Domnului Iisus. Domnul Iisus spune în versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Asta înseamnă că eu trebuie tare mult să caut să-L cunosc pe Dumnezeu. Domnul Iisus vine și spune, nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu, numai cine L-a văzut. Și eu L-am văzut pe Dumnezeu, eu viu de acolo, eu-L cunosc pe Dumnezeu. Și aceia îl cunosc la care ne-l fac eu de cunoscut. Acum Domnul Iisus a venit să ne-l facă de cunoscut pe Dumnezeu. Oare ne interesează lucrul acesta? Cât de mult îl cunoaștem pe Dumnezeu? Cât de mult îl cunoaștem? Ne uităm în, tot aici în 1 Ioan la capitolul 2, că Dumnezeu are răspunsuri pentru noi, ca să ne verificăm, să vedem. Să ne cunoaștem pe noi înșine. Iată ce spune în 1 Ioan capitolul 2, versetul 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem. Există ceva prin care putem să fim siguri că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Na, te mai poți lăuda cu credința ta când te vede vecinul că ai mințit, ai furat, ai vorbit murdară, nu-ți trăiești viața? Ce să-i spui? Ai siguranța mântuirii. Hai ce-i siguranța mântuirii. Ce spune mai departe? Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Și prin aceasta știm că suntem în El, adică în Hristos. Dacă păzim cuvântul și dacă dragostea noastră a ajuns desăvârșită, atunci știu că sunt în El. Am toată încrederea. Dar versetul 7 spune cine zice că rămâne în El, adică pot să fii în El. Domnul Iisus ne spune în Ioana capitolul 15 că unii sunt în El, dar n-au vrut să rămâne. Păi ieși. Alții au fost în el și n-au vrut să aducă roade, s-au fost să aducă. Aici spune și cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Trebuie. E poruncă. Poruncă Dumnezeu. Trebuie să mă verific. Apostolul Pavel a spus, călcați pe urmele mele. Nu? Întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Dar el a spus, ne-a sfârșit alergarea. De acum așteaptă cunună. O cunună care or primi-o nu numai el. Și tot cei ce vor fi iubiți, venirea Domnului Iisus Hristos. Și fratele Liviu punea întrebarea aceasta. Îl iubim pe Domnul Iisus? Așteptăm venirea lui. Aproape că nu este zi în care să nu spun vino Doamne Iisuse. Nu pot să nu spun. De ce? Sunt mireasa lui. Noi zicem, noi suntem mireasa lui. Păi noi, care noi? Cei care îl așteaptă? Duhul și mireasa zic. Vine. Și cine aude trebuie să zică? De ce trebuie să zică? Păi dacă zic, vină Doamne Iisuse, imediat îmi pun întrebarea, oare eu chiar îți pregătit? Dacă vine, acum. Și asta mă duce la pocăință. Asta este un lucru bun. Este un lucru bun. Trebuie să ne cercetăm pe noi înșine. Mântuirea este personală. Nu-i dată nici la baptism, nici la ortodox, nici la pentecostal. Mântuirea e personală. Acum eu personal trebuie să am grijă de mântuirea mea.
De ce? După ce Dumnezeu mi-a dat mântuirea, zice, duceți mântuirea. Până unde? Până la capăt. Dar cum? Cu frică și cu cutremur. Adică nu te juca cu mântuirea ta. Pentru că Dumnezeu spune că a plătit un preț foarte mare. Nespus de mare. Noi nu avem cu ce cântări prețul acesta. Nu avem cu ce cântări. E așa de mare prețul pe care l-a plătit Dumnezeu ca eu să fiu mântuit. Și acum eu să dau cu piciorul la mântuirea aceasta. Înseamnă că ceva e problemă cu capul meu. Nu? Dar acum eu caut din toată inima să trăiesc în ascultare de Dumnezeu, să fiu sigur de mântuirea mea. Domnul spune aici, prin aceasta știm că-L cunoaștem dacă păzim cuvântul Lui. Și eu caut în fiecare zi să păzesc cuvântul Lui Dumnezeu. În așa fel că Dumnezeu să fie proslăvit prin viața mea, prin viața. Dacă ne uităm, de ce trebuie să păzim cuvântul Lui Dumnezeu? Venim iar la Petru. În versetul 3 spune așa, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Deci Dumnezeiasca Lui putere e la dispoziția noastră. Dar numai prin cunoașterea Lui Dumnezeu. Și o să vedem mai departe că prin cunoașterea Lui Dumnezeu ne facem părtași firii Lui Dumnezeu. Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Nu acum, iar este un text prin care trebuie să mă cercetez. Am fugit de stricăciunea care este în lume. Aș vrea să vă spun câteva lucruri. N-am să vă țin o predică, pentru că nu știu predica. Eu una știu și aia caut să fac. Știu că mântuirea este personală și că numai Dumnezeu ne poate spune cum putem fi mântuiți. Și pe mine mă interesează lucrul acesta. Să fiu mântuit. Și pentru că mă interesează lucrul acesta, sigur că mă uit să văd ceea ce spune Dumnezeu. Cum pot fi mântuit? Dacă pot fi sigur de mântuirea mea, da? Și cum mă pot verifica? Am citit textul acesta și dar înainte aș vrea să vă spun încă un lucru, pentru că fratele Liviu a citit textul acesta din 2 Timotei, capitolul 4. Acolo Pavel îi spunea lui Timotei, mustrească. Ca să fie sănătos în credință, dacă ne uităm, de-aia vine mustrarea. Și într-o seară, la o oră de rugăciune, a fost circa 50 de persoane, așa, eu am arătat care e păcatul care se vede în biserică. Păcate, nu păcat. Păcate, păcate. Și după ce am arătat păcatele acestea, a spus, uitați-vă la voi. Aveți vreun păcat din acesta? Veniți înaintea Domnului, mărturisiți-l, Domn. Uite, așa e. Ca Domnul să ne ierte. Dacă nu, mulțumesc-i Domnului că trăiți în sfințenia cerută de El. Ce credeți că s-a întâmplat? Nu s-a rugat nimeni. Nici nu ne-a mulțumit Domnului, dar nici nu s-a pocăit. Ce credeți? E lucru bun? Nu. Rău. Foarte rău. Dumnezeu spune că dacă ne mărturisim păcatul, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatul. Numai că trebuie să ne și lăsăm de păcat. Trebuie să ne lăsăm. Dar dacă nu ne cercetăm pe noi înșine și nu ne uităm la starea noastră, nu știu cum vom sta înaintea Domnului. Mai ales că ne lăudăm, că cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, nu? Dumnezeu spune, tu care predici, tu nu te înveți, sau nu te înveți? Uite-te la tine ce faci. Și din pricina ta este hulit numele lui Dumnezeu. Păi cum să ajungi în împărăția lui Dumnezeu dacă din pricina ta este hulit numele lui Dumnezeu? Nu se poate. Dumnezeu vrea ca să-și proslăvească numele prin noi.
cu noi. Fratele a amintit de Daniel, dar s-a amintit și de cei trei tineri aruncați în cuptorul de foc. Cum și-a proslăvit Dumnezeu numele prin el? Nebucadnezar, nebunul acesta, păgân, o trebuie să recunoască că Dumnezeu e Dumnezeul Sfinților și că nu este alt Dumnezeu care să poată să-i izbăvească. Pe oameni, ca și Dumnezeul acesta. Și în cele din urmă, după a treia experiență, vine Nebucadnezar și spune, Dumnezeu e suveran. Face tot ce vrea în cer și pe pământ și că oamenii sunt o fel de nimic înaintea lui Dumnezeu. Și împărățiile acestea sunt al lui Dumnezeu. El le dă la cine vrea. Le dă la un împărat, îl ia de la el, le dă la altul. Dumnezeu e suveran. Uite un păgân cum ajunge să-l proslăvească pe Dumnezeu din cauza unui om. Unui om credincios. Cei patru tineri l-au cunoscut pe Dumnezeu. L-au cunoscut pe Dumnezeu. Întrebarea mea este pentru noi, oare îl cunoaștem pe Dumnezeu? Și o să vedem astăzi din cuvântul său. Dacă ne uităm în textul pe care l-am citit, aici e un verset care spune așa, și prin, așa, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Dacă v-aș întreba, credeți? Poate că ar spune frate Sușu, n-are rost întrebarea, că doar de aia suntem aici. Credem. Da? Dar dacă e întrebat special azi de pe stradă, ce zici? Toți cred. Sau cel puțin toți spun că ei sunt credincioși și cred. Acum, noi trebuie să ne uităm bine în text. De ce eu vă spun, eu cercetez textul pentru mine și nu trec ușor, nu trec ușor peste text. Aici spune cuvântul așa, versetul 12, cine are pe Fiul, are viața. Deci a crede înseamnă a-L avea pe Domnul Iisus ca Domnul viața ta. Păi dacă El este Domnul meu, eu sunt robul Lui, trebuie să ascult de El. De aceea Dumnezeu spune că mărturia Lui e mai mare decât orice mărturie. Și mărturia Lui este că cine crede în Domnul Iisus, Hristos are viața veșnică. Dar El spune că mărturia aceasta este în El, în om, adică Hristos în noi. Apostolul Pavel le spune celor din Coloseni, zice, vă spun o taină mare, o taină mare, care e ascunsă de-a lungul veacurilor. Înseamnă că pentru unii e ascunsă pentru veci de veci, dar zice, e descoperit acum a Sfinților. Și anume, care e taina? Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu se vede Hristos în tine? Nici o nădejde că voi ajunge vreodată la slavă. Nu? Apostolul Pavel are o discuție cu cei din Corinți de acolo. Și în a doua epistole le scrie pe voi și vă încercați să, vă, să vedeți dacă sunteți în credință. Puneți-vă la probă. Și îl spune, dacă nu se vede Hristos în voi, sunteți lepădați. Acum, eu trebuie să mă verific. Cât de mult se vede Hristos în mine? Că altfel, viu degeaba la biserică. Și poate nu chiar degeaba. Și de ce? Pentru că Dumnezeu spune că cel ce știe și nu împlinește, va fi pedepsit mai rău. Mai rău. Dumnezeu zice, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu se îndeamnă la ce? La pocăință. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, ce s-a dus? Acolo ce o comoară. Dar o comoară de mânie. O comoară de mânie a lui Dumnezeu. Este un lucru teribil. Teribil. Dar acum trebuie să trecem și prin alte texte să vedem cum e cu mântuirea aceasta. Putem fi siguri. Dumnezeu ne spune, cine crede? Are viață veșnică. Domnul Iisus a spus adevărat, adevărat vă spun. Cine crede în mine, are viață veșnică. Dar eu nu trebuie să mă joc cu credința. Eu trebuie să fiu sigur de credința mea. Cred sau nu cred. Așa. Dacă ne ducem în 2 Petru la capitolul 1. Iată ce spune aici Petru. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț,
cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci se adresează celor ce au căpătat o credință de același preț. Asta înseamnă că credința se primește. Și în Efeseni, la capitolul 2, spune, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. O credință pe care Iuda o numește o credință prea sfântă, pentru că vine de la cel prea sfânt. Oare am eu această credință? Trebuie să vedem cum e și cu credința aceasta. Dacă ne ducem în 2 Corinteni, la capitolul 4, iată ce spune Apostolul Pavel aici. Versetul 13. Însă, fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris. Am crezut, de aceea am vorbit și noi credem, de aceea vorbim. O credință potrivit cu ceea ce este scris. Nu acum, trebuie să ne uităm mereu în Scriptură. Asta scrie. Asta trăiesc sau nu? Păi dacă nu trăiesc, credința mea nu este potrivit cu ceea ce este scris. Acum eu trebuie să-mi verific credința. Credința mea trebuie să fie o credință potrivit cu ceea ce este scris. Pentru că Domnul Iisus a spus, o iotă nu va trece ca să nu se împlinească din cuvântul scris. Și dacă vedem de ce nu va trece o iotă, dacă ne ducem în Ieremia la capitolul 1, acolo Dumnezeu îl întreabă pe Ieremia, Ieremia, ce vezi? Te văd un veghetor. Ce bine ai văzut. Că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Păi e clar, dacă Dumnezeu veghează, se va împlini fiecare cuvânt. Acum eu trebuie să-L cred pe Dumnezeu? Dumnezeu e un Dumnezeu sfânt. Și am găsit că El nu se schimbă, ba nici umbră de schimbare nu este în El. Toate promisiunile Lui sunt da în Hristos. Spune Pavel, de aceea amenul nostru este spre slava Lui Dumnezeu. Acum, Pavel, Petru vine și spune aici, se adresează celor ce au primit o credință de același preț. Un duc de credință potrivit cu ceea ce este scris. Zice, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Vrem har, vrem binecuvântare, vrem pace sufletească. Și Pavel spune, astea pot fi înmulțite. Înmulțite. Cum? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să-L cunoaștem. Dacă ne uităm în 1 Ioan la capitolul 17, acolo e rugăciunea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus spune în versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Asta înseamnă că eu trebuie tare mult să caut să-L cunosc pe Dumnezeu. Domnul Iisus vine și spune, nimeni nu-L cunoaște pe Dumnezeu, numai cine L-a văzut. Și eu L-am văzut pe Dumnezeu, eu viu de acolo, eu îl cunosc pe Dumnezeu. Și aceia îl cunosc la care ne-l fac eu de cunoscut. Nu acum Domnul Iisus a venit să ne-l facă de cunoscut pe Dumnezeu. Oare ne interesează lucrul acesta? Cât de mult îl cunoaștem pe Dumnezeu? Cât de mult îl cunoaștem? Ne uităm în, tot aici în 1 Ioan la capitolul 2, că Dumnezeu are răspunsuri pentru noi, ca să ne verificăm, să vedem. Să ne cunoaștem pe noi înșine. Iată ce spune în 1 Ioan capitolul 2, versetul 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem. Există ceva prin care putem să fim siguri că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Na, te mai poți lăuda cu credința ta când te vede vecinul că ai mințit, ai furat, ai vorbit murdară, nu trăiești viața? Ce să-i spui? Ai siguranța mântuirii. Aici ai siguranța mântuirii. Ce spune mai departe? Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Și prin aceasta știm că suntem în El, adică în Hristos. Dacă păzim cuvântul și dacă dragostea noastră a ajuns desăvârșită,
atunci știu că sunt în El. Am toată încrederea. Dar versetul 6 spune cine zice că rămâne în El. Adică pot să fii în El. Domnul Iisus ne spune în Ioana, capitolul 15, că unii sunt în El, dar n-au vrut să rămâne. O ieși. Alții au fost în El și n-au vrut să aducă roade, s-au fost rezultat. Aici spune și cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Trebuie. E poruncă. Poruncă dumnezeiască. Trebuie să mă verific. Apostolul Pavel a spus, călcați pe urmele mele, nu? Pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Lui Hristos. Dar el a spus, ne-a sfârșit alergarea. De acum așteaptă cunună. O cunună care or primi-o nu numai el. Și toți cei ce vor fi iubiți, venirea Domnului Iisus Hristos. Și fratele Liviu, punea întrebarea asta, îl iubim pe Domnul Iisus? Așteptăm venirea Lui. Aproape că nu este zi în care să nu spun vino Doamne Iisuse. Nu pot să nu spun. De ce? Sunt mireasa Lui. Noi zicem, noi suntem mireasa Lui. Păi noi, care noi? Cei care îl așteaptă. Duhul și mireasa zic. Vină. Și cine aude trebuie să zică? De ce trebuie să zică? Păi dacă zic vino Doamne Iisuse, imediat îmi pun întrebarea. Oare eu chiar îți pregătit? Dacă vine, acum. Și asta mă duce la pocăință. Asta este un lucru bun. Este un lucru bun. Trebuie să ne cercetăm pe noi înșine. Mântuirea este personală. Nu-i dată nici la baptiști, nici la ortodoxi, nici la pentecostal. Mântuirea e personală. Acum eu personal trebuie să am grijă de mântuirea mea. De ce? După ce Dumnezeu mi-a dat mântuirea, zice, duceți mântuirea. Până unde? Până la capăt. Dar cum? Cu frică și cu cutremur. Adică nu te juca cu mântuirea ta. Pentru că Dumnezeu spune că a plătit un preț foarte mare. Nespus de mare. Noi nu avem cu ce cântări prețul ăsta. Nu avem cu ce cântări. E așa de mare prețul pe care l-a plătit Dumnezeu ca eu să fiu mântuit. Și acum eu să dau cu piciorul la mântuirea aceasta. Înseamnă că ceva e problemă cu capul meu, nu? Nu acum eu caut din toată inima să trăiesc în ascultare de Dumnezeu, să fiu sigur de mântuirea mea. Domnul spune aici, prin aceasta știm că cunoaștem dacă păzim cuvântul Lui. Și eu caut în fiecare zi să păzesc cuvântul Lui Dumnezeu. În așa fel că Dumnezeu să fie proslăvit prin viața mea, prin viața. Dacă ne uităm, de ce trebuie să păzim cuvântul lui Dumnezeu? Venim iar la Petru. În versetul 3 spune așa, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Deci Dumnezeiasca lui putere e la dispoziția noastră. Dar numai prin cunoașterea lui Dumnezeu. Și o să vedem mai departe că prin cunoașterea lui Dumnezeu ne facem părtași firii lui Dumnezeu. Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți părtași firii Dumnezeu după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Acum, iar este un text prin care trebuie să mă cercetez. Am fugit de stricăciunea care este în lumea.